Medicii de familie vor putea administra medicamente intramuscular, subcutanat, intradermic, intravenos sau perfuzabil în timpul programului de lucru. Totodată s-a dublat numărul maxim de consultații la domiciliu, acestea urmând a fi efectuate de astăzi și în cazul asiguraților cu boli cronice sau cu un episod acut ce nu permite deplasarea la cabinet. De asemenea, trimestrial, fiecare asigurat va beneficia de acum încolo de 4 consultații în loc de una singură în prezent. Cât privește coplata pentru serviciile medicale, aceasta poate fi percepută numai pentru asistență medicală ambulatorie pentru specialitatea clinică de reabilitare medicală. Asigurații vor plăti minimum 5 lei, maximum 10, pe seria de proceduri. Și tot de astăzi vor fi derulate 29 de programe naționale, jumătate dintre ele fiind finanțate de Ministerul Sănătății, iar celelalte de CNAS. Pe români îi mai așteaptă încă o schimbare majoră, odată cu introducerea obligatorie de la 1 mai a cardului de sănătate, care va deveni unicul instrument de validare a serviciilor medicale.